În România nu există statistici recente cu privire la răspândirea sindromului ADHD, dar specialiștii sunt de părere că din ce în ce mai mulți copii prezintă simptomele acestei deficiențe. ADHD este una dintre cele mai obișnuite afecțiuni ale copilăriei și adolescenței și este caracterizată prin impulsivitate și hiperactivitate și sau lipsă de atenție. Diagnosticarea se face adeseori prea târziu, pentru că de regulă părinții știu prea puține despre incidența acestei tulburări. ADHD-ul, această tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție, este întâlnit mai des la băieței și mai puțin la fetițe în perioada preșcolarității și școlarității mici. Din câte știu eu, nu există încă o statistică definitivată la nivelul populației României. Însă problematica aceasta a ADHD ar trebui să fie diagnosticată înainte de împlinirea vârstei de 7 ani a copilului. După această vârstă, interpretarea din punct de vedere medical și psihologic a simptomelor poate să interfereze și cu alte problematici. Simptomele pe care copiii le pot manifesta se pot desfășura în două direcții principale: comportament hiperactiv și impulsivitate. Simptomele cuprind hiperactivitate, copilul nu poate să stea locului, e ca și când ar avea un motoraș. Are o mobilitate extraordinară, nu poate să își mențină atenția concentrată asupra unei sarcini, refuză de cele mai multe ori sarcini, devine agresiv. Descoperirea la timp a tulburării este foarte importantă pentru parcursul pe viitor al copilului, pentru integrarea sa în grupurile școlare și pentru tratament. În unele cazuri, descoperirea se face la timp și atunci tratamentul este cu atât mai eficient. Însă aceste tipuri de simptome, dacă sunt întâlnite doar aleatoriu și doar în anumite circumstanțe, nu pot conduce la un diagnostic sigur de ADHD. Trebuie cumulate anumite simptome care să se manifeste pe durata a cel puțin 6 luni de zile. Tratarea acestei deficiențe este numai de competența specialiștilor, trebuie făcută cu maximă atenție și este de durată. Tratamentul ADHD include atât terapie medicamentoasă, cât și terapie comportamentală pentru copil, dar și tehnici pe care părinții ar fi bine să le învețe pentru ca și în mediul familial să se poată interveni eficient. Având în vedere că acest diagnostic se pune la vârsta preșcolarității și a școlarității mici, familia are un rol decisiv în formarea caracterului și temperamentului copilului. Elevii care prezintă o astfel de condiție similară sindromului ADHD, în mod frecvent constituie o problemă pentru specialiștii care se ocupă de ei, deoarece aceștia se confruntă deseori cu dificultăți serioase pe parcursul studiilor. De cele mai multe ori însă, mediul școlar și profesorii nu sunt pregătiți să îi ajute. Este o problemă la nivel de mediu educațional cu copiii diagnosticați cu ADHD, pentru că în școala românească există un sistem înrădăcinat, adică copilul stă în bancă, ascultă ce îi se spune și răspunde atunci când este întrebat. Acești copii nu pot face lucrul acesta și cadrul didactic trebuie să se adapteze. De-a lungul timpului, sindromul care astăzi este numit ADHD a purtat denumiri începând cu defect morbid al controlului moral în 1902, instabilitate psihomotorie în 1906, sindromul de deteriorare a creierului în 1941, disfuncție minimală a creierului în 1962, până la tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție în 1994.